țin un pic să o dezamăgesc pe domnul Reșetnikov, că a avut ei putere de convingere ca să convingă mai mulți deputați să voteze. Partidul Democrat își are o poziție proprie, o viziune proprie, o viziune care a fost expusă și aprobată pe interiorul partidului și respectiv partidul a decis să-și retragă susținerea guvernului Strelieț, pe care am dat-o recent, din motivele pe care noi le-am enunțat mai sus și pe care mă voi referi și acum. Într-adevăr, noi ne-am convins că în discursul și în negocierile care au fost purtate, domnul Strelieț nu ne-a convins nici pe noi, nici societatea și nici partenerii externi, că el este anume acel prim-ministru de care Republica Moldova are nevoie acum. Și am decis să susținem această moțiune în această perioadă, ca să nu ajungem cu așa guvern în iarnă, în lunile de iarnă, și să oferim o șansă Republicii Moldova să alegem cât mai curând posibil un guvern pro-european, dar care va fi bazat pe o susținere amplă în Parlament, pe o majoritate stabilă, care ne dorim să o construim exact în zilele următoare. Cum a mai fost expus de colegii noștri din Parlament, pentru astăzi, la ora 4, este fixată prima întâlnire. Sperăm că deja vor fi primele efecte și vom reuși să construim un guvern lucrativ care să ne asigure stabilitate în continuare. Dacă să ne referim la motivele care au fost, noi trebuie să conștientizăm că Republica Moldova are nevoie de un guvern care să reprezinte interesele majorității.